Războiul din Ucraina a fost amplificat pe plan european și de un război al energiei, declanșat chiar înainte de invazia Rusiei în țara vecină. Efectele acestui șantaj energetic s-au răsfrânt puternic asupra țării noastre, aducând tarife mult mai mari la energie și o inflație record pentru continent. Totuși, și felul în care a fost gestionat domeniul energetic de către guvern și ministerul de resort a amplificat criza. Octombrie 2021. Republica Moldova primește doar 70% din necesarul de gaz după ce contractul între Moldova Gaz și Gazprom, care expira la 30 septembrie, nu a fost prelungit. Automat au fost reduse și livrările de energie electrică de la Cuciurgan, de care eram dependenți în proporție de 100% în acea perioadă. La 30 octombrie, Moldova Gaz semnează un nou contract cu Gazprom, negociat de către ministrul infrastructurii Andrei Spânu și șeful gigantului rus Alexei Miller. La întoarcerea din Rusia, Spânu anunța că a fost obținut un preț de $450 pentru 1000 de metri cub pentru luna noiembrie și care, potrivit promisiunilor ministrului de atunci, urma să scadă în următoarele luni. Adevărul e că, potrivit formulei negociate chiar de către Spânu, în noiembrie prețul gazelor a fost de $494 și a crescut în continuare până la un maxim de aproape $1900 în septembrie 2022. Pentru luna noiembrie urmează să fie de aproximativ $450 pentru 1000 de metri cubi. Pentru luna decembrie putem să ne așteptăm la un preț sub $400. De altfel, o altă prevedere agreată de Spânu într-un protocol semnat cu Miller privind auditul datoriei Moldova Gaz, care urma să fie realizat până la 1 mai 2022, nu s-a respectat. Auditul nu a fost realizat nici măcar până astăzi. La fel, ministrul nu a explicat care a fost raționamentul ca termenul auditului să fie stabilit până la 1 mai 2022, ori era evident de la bun început că efectuarea în doar 6 luni a unui asemenea audit complex este imposibilă. În februarie, Rusia a invadat Ucraina, iar situația pe piața energetică europeană devenea tot mai tensionată. La scurt timp, la Chișinău izbucnea un nou scandal ce ținea de domeniul energeticii. Un contract în valoare de peste 13 milioane de euro, care viza reparația blocului energetic 2 de la termoelectrica, a fost alocat companiei rusești Silavăi Mașină, aflată în parteneriat cu compania moldovenească Horus. Asta chiar dacă Silavăi Mașină, companie condusă de oligarhul rus Alexei Mordașov, se afla sub sancțiuni internaționale din cauza invaziei ruse în Ucraina. Ministrul Spânu susține atunci că doar Silavăi Mașină poate realiza lucrările de reparație. În momentul în care ai un produs sau un echipament care poate fi reabilitat doar de o singură companie, pentru că e acea companie... Peste doar 2 luni se face o nouă licitație la termoelectrica. De această dată pentru o sumă mai mică și care viza blocul energetic 3. Inițial, compania românească Turbo Energy Power oferise cea mai mică sumă, de aproape 6 milioane de lei. Horus oferise aproape 1 milion de lei în plus, iar Harkov Energoremont cea mai scumpă ofertă. Termoelectrica a anulat însă licitația și a demarat negocieri directe cu companiile, fără a explica clar motivele. Iar în urma negocierilor directe, câștigătoare a fost declarată din nou Horus, după ce a revenit cu o ofertă mai mică de 5,4 milioane de lei. Atunci, ministrul Spânu a promis că va controla personal tot acest proces, iar Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții și a intentat o cauză penală pe marginea felului în care a fost acordat acest contract. Finalitate din partea instituțiilor statului deocamdată nu am văzut.
În luna noiembrie, blocul reparat de Horus a cedat în urma unei avarii grave. Utilajul este vechi de 40 de ani. Cauza defecțiunii urmează să o stabilească o comisie creată de Agenția Proprietății Publice. Din cauza defecțiunii blocului reparat, Republica Moldova a pierdut o capacitate de generare de 80 de megawați de curent care puteau fi produși de blocul 3 energetic. S-a întâmplat tocmai când Moldova se confrunta cu o penurie de energie electrică extrem de gravă, după ce centrala de la Cuciurgan a sistat în totalitate livrările de curent în partea dreaptă a Nistrului. Astfel, energia electrică a fost cumpărată de țara noastră de pe bursă cu un preț care ajungea până la 350 de euro pentru un megawattoră. La începutul acestei luni, Termoelectrica anunța că lucrările de reparație a blocului energetic 3 vor fi finalizate pe 20 ianuarie. Cu toate că anterior, ministrul Spânu a spus că blocul va fi repornit la 20 decembrie. Ultima estimare pe care am primit-o de la Termoelectrica era vorba de data de 20 decembrie. În decembrie, după ce timp de o lună ni s-a spus că putem rezista și fără curentul din stânga Nistrului, în condițiile în care se reușise semnarea unor contracte cu companii românești, Spânul ne-a anunțat că Chișinăul va procura din nou energie de la Cuciurgan. În schimb, Moldova cedează toată cantitatea de gaz livrată de Gazprom. Însă pentru cele 5,7 milioane de metri cub de gaze zilnic, Andrei Spânu a negociat cu așa numiții reprezentanți din stânga Nistrului un preț de 73 de dolari per megawattoră, cu 15% mai scump decât în octombrie. În acest sens, putem considera la această etapă că în această iarnă vom avea energie electrică mai ieftină pentru toată țara. Acest subiect a fost cel mai important în discuția cu Angres. Sergiu Tofilat susține că Moldova putea obține un preț de achiziție mai bun, întrucât se afla într-o poziție de negociere avantajoasă. Malul drept. Poate cumpăra și energie și gaz din alte surse. Deci noi nu ne grăbim, avem timp să așteptăm. Malul stâng, fără a procesa gaz în energie și fără a o livra malul drept, falimentează. Iată, noi venim la negociere. Da, Transnistria propune 82 de dolari megawatt. Bun, noi am zis că vă mai gândiți, noi acceptam 62 cât era ultimul preț. Ne-am sculat și am plecat. Mai mult, Spânul promitea atunci că centrala de la Cuciurgan va livra tot necesarul de consum pentru malul drept al Nistrului începând cu luna ianuarie. Cea mai importantă solicitare din partea noastră a fost ca energia electrică să fie livrată în volum de 100% pentru malul drept. Și asta am reușit. Doar că la sfârșit de decembrie, Energocom ne-a anunțat că cel puțin 14% din necesarul de consum nu va fi acoperit de către Cuciurgan și urmează să fie achiziționat de pe burse, la un preț ridicat. Achiziționăm practic cea mai scumpă energie, pentru că este vorba despre energia de balansare din orele de vârf, iar autoritățile nu anunță că în continuare trebuie să facem economie în aceste ore. Sunt doar câteva exemple de nefuncționalități grave în domeniul energetic sub mandatul actualului ministru. La ele s-ar putea adăuga semnele de întrebare în legătură cu felul în care a fost câștigată licitația pentru construcția rețelei de interconectare energetică cu România. Tenderul a fost adjudecat de o companie indiană, acuzată că ar fi admis grave încălcări la cerințele tehnice și ar fi fost lobată de către fostele guvernări în detrimentul unei companii românești sau a altora din regiune cu o experiență mai vastă de lucrări în astfel de condiții climaterice, un aspect esențial pentru rezistența liniilor electrice și a securității energetice a statului, sau lipsa de transparență în legătură cu licitațiile la păcură, în condițiile în care în acest an statul a planificat achiziții în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari. Pe pagina Termoelectrica nu sunt afișate prețurile de achiziție, iar în aceste condiții nu este clar în baza căror calcule achită chișinăuienii pentru căldură, considerând că de luna trecută nu mai primim gaz de la Gazprom. De asemenea,
2022 a fost și un an în care nu au fost înregistrate progrese în domeniul dezvoltării proiectelor de energie regenerabilă, o prioritate la nivel european în ultimii ani, care a căpătat și mai multă importanță odată cu războiul din Ucraina.